Constanțenii au participat astăzi la sfințirea altarului de vară al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din municipiul de la malul Mării Negre. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie cu prilejul hramului Sfântului Lăcaș. A fost zi de mare sărbătoare la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Constanța, zona Delfinariu. La sărbătoarea hramului, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a sfințit altarul de vară și a săvârșit apoi Sfânta Liturghie. Pentru ajutorul acordat Sfântului Lăcaș și mai ales pentru ridicarea altarului de vară, binefăcătoarea Ana Popa a primit medalia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir și o diplomă de merit. În continuare, ierarhul a vorbit despre darul adus Sfântului Mare Mucenic. Am venit azi cu mare bucurie aici, la această biserică, fiind hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, pentru a aduce o ofrandă înaintea Sfântului Dimitrie, ocrotitorul acestui Sfânt Lăcaș. Și această ofrandă este frumosul altar de vară, pe care o credincioasă din dragostea ei și din credința ei cea vie a dorit să o aducă această ofrandă. Credincioasa Ana, care este legată de această biserică, înțelegând necesitatea unui altar de vară, a dorit ca din toate economiile ei și din ce a strâns ea pentru Sfânta Biserică să închine jertfa vieții ei la 85 de ani acestei biserici. Este o zi în care ne aducem aminte de jertfa pentru credință, de jertfa pentru împlinirea celor bune. Și cu atât mai mult, este o zi frumoasă, mai ales pentru că trăim un moment unic în care sfințim un altar de vară închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, care servește pentru credincioșii parohiei noastre, mai ales în aceste vremuri încercate, în care căutăm să mulțim rugăciunea, să mulțim fapta cea bună și mai ales să întărim credința. Credincioșii prezenți s-au putut închina la fragmente din moaștele sfinților Vasile cel Mare, Gheorghe, Pantelimon și Mina. Acestea vor rămâne spre închinare până mâine. De asemenea, pelerinii au primit pachete cu hrană caldă.